Turmă agresivă de câini în menunatul parc al Universității Tehnice. Oricum plimbă pe aici oamenii cu copii, bătrâni, cum îmblă bicicliștii pe aici, cum vin oamenii cu câini. Nu e așa că e periculos? Oh, și lătrătură fac. Și vin autorităților locale, că nu o să se ocupe UTM-ul de câinii străzi. Sper că nu la UTM îi încălzesc și îi hrănesc. Dar iată cum o idee minunată, frumoasă, poate fi compromisă de lipsa colaborării. Și degeaba le-au pus etichete în urechi, că probabil eu vaccinat și eu castrat. Dacă eu oricum rămân pe stradă și iată, prezint pericol pentru un copil pe trotinetă, pentru un bătrân în cârjă, în scaun cu rotile, pentru un biciclist care nu e certat cu câinii, dar care lor le se pare că merge sacadat și ciudat și periculos. Hai l-am lătrat, hai l-am mușcat.